Tați în aer cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM Dragi părinți, vă salutăm pe frecvențele Europa FM, suntem la Tați în aer și de data aceasta vă spunem de la început, dragă Daniel, că vă vom face poftă de mâncare. Cu alte cuvinte, e nevoie la această ediție să aveți lângă voi o hârtie, un pic, un creion, ceva de scris cu alte cuvinte, pentru că vom vorbi despre mâncare, viață sănătoasă prin prisma mâncării și când vine vorba de mâncare, am zis de câte ori mâncare, de trei de ori. De multe ori, dar e în regulă. Da, pentru că deja am vorbit un pic cu Cezar înainte și mi-a zis câteva rețete pe care le are în minte și deja mi e poftă. Adică Atunci, eu... tu vei spune mâncare, eu voi spune preparate delicioase, ah. pentru că oh. eu așa îl asociez pe șef Cezar Munteanu de fiecare dată cu cele mai. Deosebite și gustoase preparate. Șef! Salutare. Mulțumim că ești la Tații în Aer. Dragilor, sper să fim la latați cu picioarele pe pământ cât după, după, după sesiunea de astăzi. Mă bucur că m-ați invitat. Când m-a sunat Daniel, zic, băi, stai așa un pic despre ce o să vorbim și. zic, ah, e clar, că vorbim despre Tații în Aer. Altfel nu aveam de ce să. Bine, cu Daniel mă mai întâlnesc prin evenimente, dar cu tine ne-am mai văzut de ceva vreme, de când în care cu principii eu o făceam și împreună să sâmbătă. Așa este. Dar chiar încă o dată mă bucur să fiu aici și recunosc că vă ascult și bravo vă, faceți lucruri minunate Ce înseamnă să fiți stătici în vogă, nu ca mine, hârșit, obosit și uh, rablagit Și un pic modest așa, și un pic da. motef, Cezar, trebuie să spunem treaba Se vede aceasta. pe YouTube, da, cine da. vrea, intră acolo și vede că Cezar nu e chiar conform vârstei pe care o are în buletin E o leacă mai tânăr O <laughs> Da, am făcut anul 51 de ani știi? Mulți știi? înainte am zis că mulțumesc la fel și vouă. Uh, și mă recomand acum vocea și talentul. Nu, Știi glumesc. că 50 9, 25. Deci uh, ai 26 de ani. Da. Pe bune? Da? Ce tare! El se apropie de această vârstă și cum își <laughs> face curaj, știi? face curaj. Lasă-mă, știi, ce bine? Chiar uite, vă, acum ne făceam complimente, ca între noi băieții, am da. zis, băi, suntem neschimbați, mă. Deci mă uit la Daniel, că ne-am mai, cred că acum doi ani am văzut ultima dată, Uh, noroc că există platforme sociale de social media. La fel și cu tine, ție ți-a mai crescut barba între timp, în rest ești neschimbat. Da. <laughs> Înălțimea nu se mai poate din păcate, dar în ce să da. facem. Șef, avem următoarea situație, o să o luăm de la mic la mare, așa ne place nouă să facem. Este varianta cea mai simplă, astfel încât să putem să atingem toate grupele de copii, respectiv toate grupele de părinți, pentru că avem părinți alături de noi pe frecvențe și pe YouTube în acest moment, cu copii de toate vârstele. Da? Toate vârstele referindu-te, care e ultima cifră pe care vrei să o abordăm? Ai, cât vrei, Daniel, mergem. Păi, te puțin, că mama ne face, uite, mama e și la vârsta noastră ne face mâncărică, deci mergem deci, departe. Ne adresăm și bunicilor sau bunicelor exact. care au 85-86 de ani, deci sunt încă la prima tinerețe, deci e ok. Așa facem. Așa că începem în felul următor. Primele 16. preparate pentru copii, evident, pentru bebeluș nu e cauză să vorbim despre treaba aceasta, că na, e normal. Dar haideți să mergem pe parte de diversificare, pentru că acolo lucrurile încep deja să prindă cumva, să prindă formă solidă, ca să mă exprim corect, da, și ușor, ușor începem să introducem și preparate. Avem ceva sugestii aici pentru cei mici? Pentru bebeluși, să vă uitați la Meet the Fuckers, okay, cu Robert De Niro, mi-e -mi place genial în rolul, e fantastic omul. Uh, recomandarea mea este să fiți foarte îngăduitori cu copiii. Asta îi spuneam lui Daniel cât era erai afară, uh, așteptând, uh, făcându-ți încălzirea. Spuneam lui Daniel că la, la cea mare, care este și prima, am avut uh, situația în care unul dintre prietenii din familie a venit și mi-a zis, Bă ce zări, ca să spun ce mi-a zis filmul. -mi Zic, ce ți-a zis? Că dacă o mai îndu pe Bianca, nu o să mai fie prieten cu tine. Copil de 5 ani, serios, de ce am rămas, omul a crescut, acum e edita ai uh, flăcău și ne mai întâlnim. Bă, ți aduce aminte? Și ce, da, cu ochii Asta am făcut la primul copil și am făcut total greșit. Mănâncă tot, termină din bol. Uh, nu m-am gândit niciodată că stomacul unui bebeluș este foarte mic, raportam la, uh, la copilul din mine. Eu de mic am fost păpăcios, știi? stând la, la, discuții cu maica mea mama a fost educatoare, dar n-a fost educatoarea mea și îmi spunea când venea acasă, mamă, iar ne-ai făcut de rușine, de ce? Păi iar ai furat mâncarea din, din farfurii de -a la copii <laughs> și am zis, dar n-am furat am furat căniță mi îmi place foarte mult carne, trebuie să recunosc, carne, carne, carne uh, am diversificat foarte mult și de când fac și sport, pentru că nu întâmplător vorbesc asta, trebuie să avem grijă de copii sportivi, și pe chestia asta am făcut o broșură, dau să vorbim și despre asta, dacă vreți. Da. Dar vorbeam mai devreme că trebuie să fim îngăduitori cu copiii și trebuie să-i ajutăm să înțeleagă mâncarea. Asta e foarte important. Greșeala pe care am făcut-o la, la, la Bianca, n-am făcut-o la Madalina în schimb. Madalina a crescut într-un scaun din ăsta generos de bebeluși din state, eram pe vremea eram în state. Cu o masă mare și avea toate uh, alimentele pe care ne propuneam să introducem în alimentație, tot felul de legume, de uh, fructe, și le avea cu să puse pe, pe măsuțe și ce găseam jos, uh, știam că trebuie să prelucrăm acolo să se întâmple ceva. Ba mai blanșai un brocoli, ba blanșai uh, morcovii, ba punei un praf de sare, dar atât cât trebuie, adică mai ales că e vorba de, de copii, n-au nevoie de sare foarte multă. Dar, din statea asta, știu, foarte interesantă uh, diversificarea alimentelor. Uh, niciodată n-au exclus sare din alimentație. Ok, știu că nu am exclus-o total. Știu, credem, am două chestii. Asta, na, am furat startul cu Daniel. Unu, ne-au întrebat: uh, alergii aveți? Păi, nu avem, dar din neam au alergii, pentru că știi, important, te duci cu un pic de ulei de nuci din primă presă, te duci cu uh, ceva care ar putea să-i dea un plus de gust. Copiii deja încep să formeze tot felul de, de zvonuri, de glume, de legende că n-au gust, că n-au, nu există. Deci, copilul. Uh, deci, ne naștem cu, cu simțul ăsta al. Uh, al cavității bucale, da? Deci tot senzoriștii ăia avem acolo. Că nu sunt atât de educați, este cu totul altceva. Dar nu întâmplător se strâmbă la acru, nu întâmplător se strâmbă la amar. E adevărat că nu-i simțim pe toți. De asta copiii se mănâncă de mici foarte mult usturoi și ceapă. La vârsta aceea și când începe diversificarea, știi că vorbim de piureuri și da. supe cremă. Da

ce trebuie să știm? Și asta ați vorbit-o cu toți nutriționiștii care v-au venit aici. Legumele și fructele, fiecare culoare are câte un element de bază, mă rog, nutrițional vorbind. Verde, fier, roșu ne ajută pentru sânge, alb ne ajută pentru calciu, conținut de calciu și aici o să spun imediat conopida, unul dintre cele mai bune alimente pentru copiii în creștere, pentru vorbim de calciu. Um, miroase conopida când o fierbi în apă, ei ai pus capacul. La noi Regina a fost prazul De ce? S-au făcut ce? foarte multe lucruri din praz în mm -hmm. general supe creme și alte preparate când am avut diversificarea la teia Vișișoază, aroganță da, da. Dacă ai pus niște jumări de rață din piept de rață afumată ce bun a fost, cred Asta pentru voi <laughs> <laughs> da, asta să te întreb, da, nu. Uite tati ce mâncăm noi <laughs> Da, ideea e că ă, asta cu conopida, conopida cu brocoli, cu varza, trei alimente care sunt foarte, foarte hrănitoare și de fiecare dată le evităm pentru că miros urât și de multe ori ă, știu un lucru, mă rog, tot mergând mese rotunde, de multe ori evită adulții să introducă în alimentația copilului anumite alimente pe care le-au urât ei sau care nu sunt obișnuiți. De deci, o să vezi, o să întrebi un tătic și o să sau o mică și o spună, nu-i dau spanac, ce e asta, că nu știu ce, ba da, de spanac. Spanacul uh, îl blanșezi un pic, de asta vorbeam mai devreme de uleiuri virgină care trebuie să lucrezi, blanșare înseamnă foarte puțină, îl uh, Sotez, pardon, un pic grăsime, foarte puțină grăsime uh, și, uh, și supă de legume. Le-ai dat un clocot, după care le-ai le pasat. Conopida, că vorbim despre conopidă, o fierb fără capac și o fierbi în lapte. Asta e important, exact. ca să iasă în lapte. Okay. La, laptele absorbe mirosurile neplăcute, la fel se poate face și cu varza și cu, cu brocoli. Deci prima rețetă, piure de piure uh, de conopidă. Te rog. Uh, pure... Vă rog să vă notați sau să ne uitați, să ne uitați, doamne, să vă uitați pe YouTube, deja mi-e pofta. am rămas la să vă jumătate. pe YouTube cu și, și da. să nu ne uitați niciodată. Da, corect. Uh, conopidă, lapte fierbând, ai pus uh, buchețelele de conopidă, foarte puțin uh, sare. Mi-îmi place de fiecare dată când vorbesc despre rețete, cineva trebuie să înghită în sec. Să înghită în sec și și. Și eu la fel sunt deja dat. De După ce am fiert-o, o lăsăm să se răcească. Deci niciodată conopida nu se face cremă, nu se face piure. De ce? Pentru că în momentul în care se răcește, tot iese din mirosul ăla. Deci se, se rămâne practic o legumă foarte curată. Și atunci e rece, ați pasat-o și cu asta, basta. Poți să pui eventual... Depinde de ce ai la îndemână. Dacă vrei să-i dai cartofi, poți să-i pui și o lingură de de piure de cartofi. Asta depinde de, de dealul pe care l-ai cu soția. Pentru că de obicei copilul evident se răzbune, mai o crampă, mai o nu știu ce, cu toate că și asta cu crampele, tot de la nutriționistiu, e vorba de o enzimă care își face de cap acolo, care nu prea există și de asta... Stai un pic, tu mi-ai mi spus tocmai că eu -n... 15 minute 10 minute am rezolvat povestea cu un piure de conopidă pe da, care am luat-o am fiert-o în da, lapte, aștept să se răcească, am pasat-o și asta e tot. Bucătăria nu e o corvoadă. Deci din contră, eu mai sunt lucru și îl tot spun, bucătăria e cel mai bun team building de familie. Da, da, asta adică tu ți-ai folosit cu ghilimele de rigoare fetele în pe post de ajutor în momentul în care steai în familie da. și așa? Să Știi că da. Așa ne-am un prietenit dacă la prima am avut o problemă, la aia mică, a mare acum, am avut o problemă că nu să pui mâna pe făină, cum să nu știu ce, la aia mică am avut inclusiv bătaie cu făină în, în bucătărie. Eu care sunt maniac și eu o să știi clar că la mine în bucătărie este incredibil de curat, atât la, la restaurant cât și acasă. Și întrebarea, cum? Tu? Da, eu am dat păină. Vreți? Mai dau încă o dată. Și nu știu ce. Oh, Evident. Asta este foarte important. Așa se împrietenesc copiii cu, cu părinții. În bucătărie îi las să facă anumite lucruri. Am avut un proiect destul de de lung, 10 ani de zile sănătatea începe din farfurie. Făceam caravane în școli și vorbesc de fiecare dată cu bucurie despre proiectul ăsta, pentru că uh, unu, au fost 100 de mii de copii în proiectul respectiv și au fost martor la, sau mai bine eu am fost martor la o mare parte din ei, le-am văzut schimbare și văzând schimbare, de ce? Pentru că făceam follow-up în școlile respective. După un an de zile ne întorceam în orașul respectiv și aveam contact cu profesorii sau educatorii și îmi spuneau păi stai să vedeți mănâncă brocoli, am scrisori, am desene pe care le-am primit și îmi spun, uite, am început să mănânc brocoli părinți care îmi mulțumesc, dar că mi, -mi se pare un lucru foarte ok. Să poți să te împrietenești cu copiii prin prisma mâncării. La fel, iartă-mă că o să, o să vă spun asta, între dintre piureurile pe care n-aș vrea să lipsească cel în alimentația copilului: piureul de, de dovleac. Piureul de dovleac care este extraordinar de bun, acolo chiar n-ai nimic de făcut, îl pui în, în cuptor, se, se coace singur și cu asta, cu asta. Deci asta la, la dovleac. Asta cum l-am scos, îl luăm pulpa și apoi în mixer. Și în mixer și asta este. Este foarte gustos, e foarte bun și e foarte bun și pentru voi. Adaug și eu că am dat rețeta asta cu câteva zile la cafea, în care pasta de la dovleac a fost amestecată cu un pic de orez. Îmi plouă în gură, Cezar, ce mi-ai făcut? Te rog, e e foarte complicat. Și după aia cu un pic de parmezan pe deasupra... Va trebui o gură de apă, vorbește tu, no, Grecule. Mere coapte, mere Așa. coapte, uh, piure de dovleac uh, mixate, genial, sau pere coapte, sau gutui coapte cu dovleac, deci, genial. Ah, uite, stare, asta, asta e o noutate, nu... Cel puțin noi ca să n-am făcut asta. A, le lași să caramelizeze, deci le coci până se caramelizează și iată, gustul este divin. Apropo de joacă, joaca pe care, pe care am văzut-o la băiatul meu, când gătește Anca, de fiecare dată el ia făină și are niște jucării mici din acestea, un excavator și tot felul. Și dacă nu mută el făina, de nu vă pot explica, dintr-o parte într-alta este, este minunat. Și nu doar atât, ci spală și vreau să vă împărtășesc cu o poveste foarte amuzantă ce a avut loc exact al altăieri, în fine, în momentul în care noi ne întâlnim. Și anume, a spus Anca... Tudor, te rog frumos, spală varza. El se face treaba asta, se urcă pe, pe turnul lui și stă la chiuvetă și spală acolo la lavoar și spală fructele și legumele. Și al nostru ce credeți că a făcut ea la varza? Și s-a dus, a deschis mașina de spălat, rufe și a măcat varza în mașină. frumos! A și a zis, mama, spălăm varza. <laughs> Poți să contrazici copilul? Da. Dacă toți sunteți în bucătărie cu, cu copii, vă rog, aveți grijă și aspectul risipă alimentare. Pentru că Mici o să-i să nu arunce alimente, de mici o să-i obișnui să-și pună în farfurie doar atât cât trebuie. Văd cu tristețe în locații în all inclusiv sau în locații la mic dejun, văd cu tristețe părinți și copii care umplu niște farfurii și după aia mă cred că jumătate din mâncare se duce la gunoi. Să vă zic că uh, eu mi-am modificat total comportamentul în ceea ce privește uh, responsabilitatea față de alimente când m-am întors din Africa. Eu am făcut voluntariat în Africa în 2012, uh, nu, în 2010, pardon, și uh, după ce m-am întors din Africa, fetele mele au văzut că nu mai era frigiderul nu mai cădea peste și, la un moment dat, uh, Bianca a întrebat-o pe, pe mama ei, pe maică sa, mama că adică, de ce? De ce ți se pare asta? Păi, mergem și cumpărăm cu o feliuță de la restaurant, de la restaurant, de la magazin, dacă vreau să-l cumpărăm, nu știu ce. Mersel sau un șef, dați-mi patru feliuțe, aveam patru feliuțe, asta dura vreun an de zile. După mi-a mai revenit, adică, dar știu oricum ce mi-a mai revenit, nu că arunc. Și în momentul de față, în 2020, sunt ambasador al României împotriva risipării pentru că am făcut, efectiv, tot felul de proiecte în ceea ce înseamnă conștientizarea populației. Deci după ce am terminat cu alimentația sănătoasă, pentru că acum chiar este foarte multă lume și foarte mulți oameni foarte bine pregătiți care vorbesc despre alimentație sănătoasă, am dus în zona asta de educație profesională și risipă alimentară. Și cum le explicăm copiilor să nu facă risipă alimentară? Dându-le exemplu din, din farfurie de la noi. Asta e cel mai cel mai rapid exemplu. Și doi încercăm să avem răbdare cu ei când mănâncă, pentru că starea de sațietate apare la un anumit timp, în general după 15-20 de minute, da? Pentru că ok, te duci la masă, te așezi la masă, una dintre recomandări s de la una la alta, eu vă rog să aveți mese regulate, adică e clar să fie un orar bine stabilit, cel puțin până la copilul de 3 ani îți trebuie un orar foarte bine stabilit în ceea ce înseamnă educația uh, uh, timpului pentru masă. Altfel dacă mănâncă uh, dezordonat, dacă sare peste mese, dacă... Trebuie să aveți foarte multă răbdare și știi mamele sunt cele sacrificate de foarte multe ori pentru că ele stau și urmăresc copilul și ele sunt cele care au primii primele fire de păr cărunt, dar nu de la noi, de la copiii, domne. Cât de important este programul și cât de important este să avem disciplină inclusiv alimentară, dar și când vine vorba despre mese pe care să le avem foarte clar, puse la anumite ore pe care noi apoi să le urmăm și să le respectăm. Ceea ce faci, Daniel? Aș vrea să spun da. Dar... Și... Când vine vorba de mine, eu sunt cel mai rău exemplu, pentru că am cel mai dezordonat mod de a aborda mâncarea și relația cu mâncarea. Din fericire, copiii și având un program strict și obligați de școală au un program civilizat. Ei au un program civilizat, adică micul dejun nimic. Dejun au la școală în pachet, fică mai chiar mâncare gătită, fără niciun fel de problemă. Ah, și bravo! Da, 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 da! O felicit serios pentru că una dintre probleme pe care le au copiii în de față este cum să mă duc cu un pachet la școală. Și preferă să-și ceară 3 lei, 5 lei cât costă un covrig, și uh, ce mai iau ei din, de la colțul din Chioșc, uh, invers, de la Chioșcul din colț, uh -huh. pardon, ceea ce mi se pare total greșit. Orez Stai, cu copănele a avut foarte tare săptămâna asta am vreo se pare două zile okay. și uh, am mai avut diverse chiftele cu diverse. Mi se pare musaca. foarte okay. Mie mi se pare asta bravo și mă, mă bucur că NASTEN uh, zice dat tentației, că sunt sigur că au venit să spună, da, nu ne dai și nouă să ne luăm din colț o nu știu ce. Nu, știi ce mi-a zis? No. Nu-mi da varză, te rog frumos, că vine un coleg de-al meu și miroase varza aia. <laughs> <laughs> Când deschide ăla supertașul, miroase varza aia. Ce Dă-mi ceva mai puțin varză. Ce drăguț. Dar ar putea să-i spună colegului. Pune un pic de mărar peste, un pic de, de busuioc uscat și niște oregano presărat pe deasupra și varza aia, cât pleacă de acasă până la... Uh, Până Sper. la școală, își schimbă total mirosul. Sper că ascultă părinții <laughs> da, da, colegului sta, acuma, în nu mai, dacă bine să mă Naera. De aceea vă propun, dragi părinți și dragi ascultători, să rămânem pe frecvențele Europa FM, pentru că imediat vom aborda exact acest subiect, și anume pachetelul de școală, cu ce să plece copiii noștri la școală, câteva sugestii, poate și câteva contraindicații apropo de alimente sau produse pe care Eu le mai vreau și rețete la ei, de la Cezar. Și știm. rețete, evident. Ascultați, stați în aer, ne reauzim imediat. Vă mulțumim! Stați în aer! Cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM. Continuăm întâlnirea noastră la Stați în aer alături de șef Cezar Munteanu. Mulțumim că că ești alături de noi, Cezar. Și avem acest subiect extrem de important, am spune noi, și anume pachetelul cu mâncare pe care copiii noștri îl iau la grădiniță, la școală, la liceu, dacă ne mai înțelegem. La facultate nu îndrăznesc să zic că nu va fi cazul în mod evident, dar ne raportăm mm. la cei, cei mici. La facultate stai liniștit că să duc și mănâncă la cantina asta, mi se pare foarte ok, adică cel am încercat să o conving pe firmea pe aia mare că e la medicină veterinară, acum fiind de anul 4 și un program din ăsta foarte lung și tot primeam telefoane, da, niște bănuți, da, niște așa, zis, da, voi nu aveți cantină? Ba da, și ea încearcă tot să vezi mâncarea de acolo, vezi ce bună e o ciorbiță, ea vezi ce bună e uh, un piure cu o pulpiță, că n-ai nicio treabă. Când ți-e foame, mănânci, asta este clară. Deci, asta apropo deci, de, de facultate. Dar pachetelul de, de școală, trebuie să fie în primul rând ceva să nu fie perisabil. Aveți grijă la chestia asta, știi? Că, Am o întrebare foarte rog. importantă. În ultima perioadă avut tot mai multe voci care... Ne îndeamnă, ca să fiu cât mai diplomat cu putință, să nu alegem din comerț tot ce înseamnă mezeluri. Este sau nu este. Aici a, depinde cu ce procesator vorbești. Exact, e delicat subiectul. E delicat subiectul, dacă ne uităm că în anii 50 în statele unite erau plătiți foarte mulți nutriționiști să vorbească de bine despre a, alimentele procesate în anii 60. A fost o mare nebunie că ți se mănâncă să la mănâncă orice că e ok, e bun pentru sănătate, e foarte bun. Acum a, lucrurile stau total diferit. E vorba să ți alegi cum trebuie a, Produsul pe care îl vrei, să citești eticheta. Asta este clar. Uh, mie mi se pare cea mai bună recomandare. Citește eticheta. Înainte de a te apuca să-ți faci cumpărăturile și să pui în coș, citește eticheta. Asta, asta este motorul pe care. Uh, și te uiți după ce? După hai, procentul de zic. carne? După, după procentul câte de. euri sau câte sunt sau nu sunt, după. Că unele deci, nici nu le recunoști, Eu, ți se pletește limba. Deci trebuie să eviți clar excesul de zahăr, excesul de sare, pentru că asta vezi că este foarte multă. Ai zis bine, te duci după primul ingredient. Care e? Păi dacă ai, nu știu, parizer, mă duc după un parizer, dau un exemplu. mi, -mi place parizer, știu că sună ciudat. Pâine caldă știu. și muștar sunt acolo. Te, acolo, te înțeleg. Știu. acolo, bun. Sau micii din obor cu pâine caldă da, și înțeleg. muștar. Dar... Discuția este simplă. Moi să vedem câtă carne are, sau un pateu, sau orice iau procesat. Recunosc că nu sunt un sfânt. Mai îi cumpăr și eu și mai fac îmi fac poftere din magazin, dar noi să vedem. Am nitrați, dacă am monoglutamat de sodiu, adică toate lucrurile astea ar trebui să le msg da? pentru că vorbim despre potențiatorii de aromă. Aia trebuie să nu iai în, în alimentație, trebuie să văd ce coloranțe am, trebuie să... Toate lucrurile astea se fac și cu un pic de efort, adică stai și citești. pe E adevărat că sunt foarte multe informații pe, pe social media și nu mai știi care este cea mai bună. Dar sunt câteva site-uri pe care... Uh, uite, de exemplu, o să uite la voi pe site și o să vă clar că o să le dați niște recomandări să vorbim după și să puneți ori pe Facebook sau unde puneți, știi? Dar e important... Am carne multă, trebuie să evit cantitatea mare de slănină, pentru că foarte multe dintre creme, dintre pateuri au grăsimi. trebuie să evit uh, uleiul de palmier. Uh, Uitați-vă după asta, pentru că sunteți responsabili pentru, pentru schimbările climatice și voi, prin ceea ce mâncați și ceea ce aruncați. Da? Deci nu încurajați uh, uh, consumul de anumite alimente. De exemplu, -am, am spus mai devreme, uleiul de palmier. Știu că se fac în sensul ăsta multe defrișeri pentru a fi plantați palmier care în anumite uh, cercuri sunt considerați ca... N-aș vrea să... sună ciudat, nu-ți de ajutor pentru a... Uh, când vine vorba că da, am plantat un pom și e o ăla ca să o parafravez pe da. coana. Uh, și că ajută. Nu e același tip de pom ca ăla care într-adevăr ajută la ceea ce înseamnă schimbul de Așa este. Oxigen, na, cu e, de aici discuția e atât de amplă și uh, sunt pentru asta zi, uh, zi suficiente emisiuni de mediu da? exact, care exact. ne vorbesc despre sustenabilitate. Întrebarea noastră, vezi ce înseamnă trei tătici uh, de capul lor, că întrebarea a fost pachetelul de la școală. Și noi am să vorbim despre... Și ne... Asta despre să stenar. ne simțim bine și în largul nostru. Ce da, asta cred că e cel mai important. Îl felicitam pe Daniel pentru orezul cu pulpe, pentru varză am dat remediu, dar... Da, să dăm cezarului deci... ce al cezarului și mă joc și cu numele tău cu ocazia asta. Soția este cea care a venit cu ideea asta, pentru că era un pic mai relaxat. Am pornit de la premisa, ok, citesc, eu sunt cu pariseru și cu salamul și așa mai departe, pentru că mi se pare mult mai rapid atunci când te trezești târziu că trebuie să-i faci pachetul. Citesc eticheta și am avut grijă ce aleg. Dar soția a zis nu. Având în vedere ce fel de program au ei noștri copii și cât de intensă le este viața, aproape la nivelul unui adult, hai să le dăm un alt fel de mâncare, de alt fel de pachete. Și aici a apărut diferența. Și de aici a apărut ce spuneam că se întâmplă să fie la, la fică mea, și practic pe ea o lauzi, nu pe mine. Sunt total de acord, știi, pentru că au nevoie de carbohidrați, clar, pentru că Udu. au nevoie de energie. Deci, în primul rând, dimineața nu pleacă de acasă fără mâncatul mesei de... Cea mai importantă masă, din punctul meu de vedere, este micul dejun. Deci, n-ai din ce să energie. Îl spun de multe ori, când mai am un trafic, mai auzi claxoane mai nu știu ce dau geamul jos și hei, ai mâncat micul dejun? Uh, deci îi calmezi instantaneu și ce vrei, domnule? Nu, te întreb, pe bune, ai micul dejun? Pe păi vezi de ce ești, ești irascibil. Adică asta se întâmplă și cu copiii noștri. Când pleacă la școală, într-o primă fază, preferă, cred că, o jumătate de oră în plus la somn. Dar când vor crește, vor conștientiza că mai bine e o jumătate de oră în minus, dar micul dejun să fie, să fie luat acasă. E foarte important. Cu carbohidrați, cu proteină, cu dulceață, cu tot ce vrei tu. nam micul dejun este, cred că, masa, și asta au zic și din punctul meu de vedere, care sunt destul de atent mai nou la ceea ce mănânc, mai nou zic de vreo patru ani, cred că, dar dimineața mănânc în fac de cap. La modul sincer, mănânc tot ce vreau dimineață, unt cu pâine, cu... n-am nicio treabă, mănânc pentru că știu clar că ard și mă duc cu masa următoare pe undeva la ora 11, 11, 12, mănânc o brânzică, ceva, un cottage sau un iaurt, fără covrig, fără nimic, pe care mănânc la ora 2. Mai mănânc încă o dată după sală, asta știu sigur că după sală completez surprinzător cu ceva carbohidrați pozitivi, proteină și după aia seara dacă e o salată, nu un parizer nu un parizer, o salată un piept de pui, da? Asta apropo de piept de pui, da, pot să pun la pachet copilului un piept de pui cu un pic de, de orez e foarte bine, cu niște boabe de fasole, fierte, boabe de năut, lucrurile astea pot fi, nu să mai zic, te rog. A făcut furori, fica mea când am i-am dat ciuvițe din alea de că nu știu cum să le zic altcumva, de ardei gras sau de morcov. Uh -huh. Deci a făcut furori. Da. Pentru că, uite, puneți voi, eu am lucrat cu, cu, fetele mele chestia asta, le puneam să-și taie ele, bucățele de țelinapio, bucățele de morcovi, da? Și le puneam etichetă pe, pe pachetel, made with love, by Bianca, by Madalina, și când le deschideau, senza... aveau e, e feeling ăsta, zic, senzația asta, bă, eu am făcut-o și deschideau tacticos cu nu știu ce. Adică asta mi se pare foarte ok. Le implicam în alcătuirea pachetului pentru mic dejun. Atunci când eram pe acasă, trebuie să recunosc că programul meu oarecum haotic, mai venea încă un militar în viața lor, pentru că e destul de militaros și totul trebuie să desfășoare procedural, ca la corporații, mă rog, vorba vine, dar la sandwich de fiecare dată discutam împreună. După ce am mai crescut, au fost atente, pâine integrală, în loc de unt puneam humus, chiar dacă am doi carbohidrați, dar n-am nicio problemă acolo, am pâine cu maia, humus, mai pun un pic de piept de pui și asta e separat, aveau bucățele de, de ardei gras, de țelinapio apio, Asta cu brânzica și cu iaurțelul la, depinde de copil, că în funcție de sensibilitate, dacă nici n au temperatură, în state cel puțin, cea mare a crescut în primii doi ani de școală, a făcut în state, aveau frigiderul clasei. Aveau frigider, își puneau acolo, dar ce wow, te aici. faci când ai. și să ne înțelegem. a fost la Oyster Billingworth School, în DC, o școală de stat. Dar, mă rog, vrea să ne ducem în zona Hai de care... o rețetă. Hai că tot am ajuns la prânz. Dar vreau o prânz, Vreau 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 două lucruri, vreau și o rețetă, dar vreau și sandvișul, pentru că sandvișul cu da, el am vreau. crescut cu toții. Deci, hai să dăm două trei exemple cum să facem un sandviș corect și sănătos din pentru copiii noștri? de pui pe care l-am gătit de cu seară fript în tigaie, deci rumenit în tigaie cu plante aromatice, cu ce mai vrei, după care îl pui un pic la cuptor, mănânci și la masa de seară, îți rămâne pentru a doua zi, mai bine s-a răcit, îl tai fășiuțe, da? Humus să faci un humus, e, e foarte hrănitor humusul, să ne înțelegem. Uh, fără să vin cu foarte mult tahin, ca să n-am gustul ăla de susan, copiii nu iubesc neapărat susanul, dar poți să pui foarte puțină lămâie, uh, foarte puțin uh, Ulei de măsline. Nu pun ulei de floarea soarelui, pentru că, acum, între noi fie vorba, tendința de a cumpăra este de fiecare dată să cumperi un ulei de floarea soarelui, nu să cumperi un ulei de floarea soarelui presat la rece. Uleiul de floarea soarelui presat la rece are gustul de sămânță de floarea soarelui, este extraordinar de gustos, de deci ce total diferit. Prețul este diferit, ai că mă și din punct de vedere economic să nu exagerez, să nu sarcalu. Ai că da, mă duc și îmi plac produsele premium, e adevărat, da, premium, dar ne uităm totuși la, la, la buget, știi. E, și atunci pui un pic de ulei de măsline, pentru că este și aroma aia de măsline pe care o are. Deci am zis de, de zeamă de lămâie, l-ai făcut pastă și asta e. Poți să pui o altă chestie, ca să-i dea un pic de dulceață, poți să pui un ardei copt. Un ardei copt l-ai pus și l-ai făcut pasta împreună. Din contră, ardeul copt fiind mai umed, nu ai nevoie de lichid atunci, prea mult lichid atunci când îl transformi în, în pastă. Un blender bun și asta e pâine integrală de bună calitate. Încercați-o pe cea cu mai ea pentru că uh, faceți experiment pe voi. Între pâinea gătit, dospită cu drojdie și pâinea cu maia, pâinea cu drojdie te somnul, glutenul este acolo și uh, te, efectiv este starea de somnolență dată de, de gluten, uh, și pâinea cu maia e total diferită. Glutenul e predigerat, e mult mai, mult mai bine din punctul ăsta de vedere pentru organism. Până o să ajung să elimin Djokovic, să elimin glutenul din, din alimentație, dacă vrei să faci performanță. Da, Djokovic are, e, dieta Djokovic, dar vorbeam despre și să termin o dată. Așa am zis de pâine integrală cu maia, ai pus un strat de, humus, pieptul de pui, două, trei frunze de salată, dacă vrei. Re recomandarea mea este spanac, pentru că uh, baby spinach, da, pentru cei care glumesc, pentru cei care cumpără uh, spanac, baby spanac, frunzulițe, e foarte bună la că nu oxidează. Pentru că apare aspectul vizual, când îți vede copilul că a oxidat salata, are tendința să o dea deoparte și zice, bă, da. Așa, Pare sau câteva Pare că umezește frunze? tot conținutul. Păi salata umezește conținutul, da. la spanach e total diferit. Sau rucola. învățați cu rucola, că vii și cu plus de, de gust și e genial. Bun, deci ăsta e un sandwich pur și simplu. Îți mai recomand uh, încă un sandwich. Fără, fără, humus de data asta, să faceți din pieptul de pui care va rămas, evident, și nu-l mai consumați, să-l băgați la blender cu un pic de unt, să-l faceți cremă din piept de pui. Da? Este, este foarte, 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 ok. Ai pus pe el, pe, pe sandviș, pe, pardon, pe pâine, ai pus niște cremă din asta, de, de piept de pui, peste care poți să pui câteva semințe, de câteva nuci, câteva alune nesărate, neprăjite și câteva cubulețe de artei ai închis și asta este și este foarte gustos, ai textură, pentru copii copiii iubesc textura nu se-și rupă gingiile, pentru că e și chestia asta aveți grijă când le dați copiilor să mănânce de la început și le formați deprinderile astea alimentare, aveți grijă cu ce alimente începeți, pentru că dacă le dați alimente care le pot produce leziuni la nivelul cerului gurii sau uh, gingiilor, atunci vor fi mai uh, mai reticenți la... Îmi sună foarte bine treaba aceasta și cred că pasta de piept de pui, cred că merge foarte bine și cu murătură. Apropo, niște, niște gogoșari, de exemplu, tăiați așa, finuți, pe care mergem bine. Bă, mi -a făcut acum zic că, uite, o încă o chestie, apropo de asta, pentru tați în aer, săriți în aer, deci cu o bere după că ai cum. O bere brună, dar nu la copil, la tine, să ne da, înțelegem. Exact. Da. Super. Și acum, dacă ieșim din sfera sandvișurilor, în ultimele 5 minute, șef Cezar Munteanu, două rețete măcar să ne mai dați. pentru Că până acum nu ne-a dat niciuna. Da, nu. Nu. Zice, no, eu no. am rămas la crema aia, deci mi-e foarte poftă și mă gândesc la... Da. Cremă de păstârnac, încercați și asta și dați-le copiilor pentru că miți bine de, de praz. Și prazul are foarte mult. Trebuie să mă înveți cum prăjesc corect cartofii după cine spui de cremă de păstârnac. Crema de păstrnac la fel. Recomandarea mea este să coaceți păstârnacul și apropo de secrete, uh, nu fierbeți sfecla. Cea mai mare greșeală, abordare greșită atunci când e vorba de sfeclă, este fierberea ei. Sfecla se coace, e clar, deci nu există să se fierbe. Așa, când deci întreagă, presărată cu un pic de sare, închisă în aluminiu, în schimb, în folie de aluminiu. După care, deci o oră și vreo 20 de minute, la 130-140 de grade, este ideală fiartă, sfecla e unul dintre cele mai hrănitoare alimente, fiartă în schimb devine unul dintre cele mai banale alimente și nici gustul cum trebuie pentru că în momentul în care coci, că nu întâmplă de sfeclă, pentru că și poți coc la fel, îl lung un pic de ulei de, de nuci, îl închid în, în folie de plastic, de plastic, doamne, în folie de, de aluminiu și îl coc. În momentul în care a devenit e moale, dar grijă la cu pe care îl alegeți, dacă e mai gros așa, interiorul e foarte lemnos și ăla o să fie foarte ațos. După ce l-am copt, îl bag în blender cu un pic de smântână lichidă, supă de legume, pentru că oricine are o supă de legume și ar trebui să avem, pentru că nu, așa, nu aruncăm niciodată cojile de la morcov, de la păstrânac, de la țelină, facem din ele supă, asta apropo de alimentară, completăm cu un pic de supă și asta este, sau lapte. Mie îmi place foarte mult și e hrănitor, mie îmi place lapte de capră, știi, și pun un pic de lapte de capră, asta e de un gust extraordinar. Asta, apropo, de crema de, de păsternac. pentru voi mai puneți un pic de cremă de trufă neagră în ea și la, faceți un prânz din ala de sâmbătă și duminică, un prânz de stămâța în coadă. Um, cartofii prăjiți, pentru că vorbeam despre cartofi prăjiți, unul dintre secretele cartofilor prăjiți este baia de ulei, cantitatea de ulei în care prăjim cartofii. Da, pentru că de multe ori punem puțin ulei, lasă mamă să nu, se nu exact invers trebuie, cât e cantitatea mai mare de ulei, cu atât cartofii sunt mai crocanți. Dar tăiați cartofii, ținuți în apă cu gheață, tăiați că vrei să-i faci cipsuri sau că vreți batonașe, da, să fie french fry, tăiați bastonașe și ținuți în apă cu gheață până în momentul prăjirii ei scos, pentru că amidonul ăla este foarte tare, nu este moale, nu lasă să pătrundă uleiul în interior. Deci, și așa devin cartofi foarte crocanți. Îi pui într-un prosop, îi scuturi efectiv sau un, de la de zi, un ca o sită să se scurgă? A, sită sau o centrifugă de aia de salată, da. știi? Pentru că e foarte important, uite, de exemplu, salata, ca să o păstrez cum trebuie, asta parte din risipă alimentară, vorbeam de cartofi și vorbim despre cum trebuie salata scursă la centrifugă, știi? Să scurgă cum trebuie, orice exces de apă pe frunze, pe, înseamnă și oxidarea aproape instantane a frunzelor respective, a substanțelor din, din frunze. Da, să știi că la risipă alimentară, apropo de asta, am primit o rețetă la un moment dat de folosirea cojilor de la cartofi după ce îi curăți, la... îi poți băga la cuptor și îi faci cum ar veni crocanți niște cipsuri, și Niște cipsuri, da. Da. da asta o făceau bunicile noastre la un moment dat, asta poți să zic dar eu mă duc în zona în care fac pudră din, din cojile de cartofi. Și fac cipsurile, recompun cu făină integrală, un albuș de ou și pun pe o folie de silicon, le coc și am niște cipsuri extraordinare, știi? Asta putem să vorbim o grămadă despre cum putem să întrebințăm resturile, așa spuse, alimentare pe care le avem, că nu sunt resturi. Mă bucur că am rămas cu această idee foarte importantă. Șef Cezar Montanu, ultimul gând cu care să ne lași până la următoarea noastră întâlnire, cel puțin. Încă o rețetă. Încă o rețetă? Ce vrei? Ce vrei? Îți aparține, cuvântul îți aparține, cum vrei tu. Bananele care se strică, ale care sunt negre de foarte multe ori, și noi ce facem cu ele că sunt prea dulci, noi dulcele la care ne, ne îngrățușează, alea se coc, așa în coajă cum sunt, până devin negre, negre ca tăciunele. În momentul în care sfurie bananele scoți din, din, cuptor, desfaci doar partea de, de coajă de deasupra, presari niște biscuiți crocanți sfărâmați peste, cu o lingură de înghețată și ai un desert extraordinar. Și uite așa, am încă de cap. Și așa v-am zis, povestea mea. Minunat! Mulțumim foarte mult! Să pentru masă! Ce să rămână, că noi acum fugim de pe de la masă, dar ne. mai avem, mai avem o oră, Daniel, nu putem să fugim. Dragi părinți, vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi la Tații în aer, la această ediție delicioasă, aș putea să o caracterizez nu, alături nu, de șef okay, okay. Munteanu. Rămânem pe frecvențele Europa FM pentru cea de-a doua oră, iar dacă ne-ați urmărit pe YouTube, vă mulțumim, ne revedem săptămâna viitoare. Rămânem cu Europa FM. Tați în aer cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM.